Pompierii din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, Barbu Știrbei Călăraș, s-au mobilizat pentru a dona sânge. Acțiunea vine în sprijinul oamenilor cu probleme medicale și se derulează la nivel național în perioada 7-11 septembrie, în colaborare cu Institutul Național de Hematologie Transfuzională. Pompierii militari călărășeni s-au alăturat campaniei derulate la nivel național de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Campania se numește Salvatorii Donează pentru Viață, astfel că sute de pompieri din toată țara și, bineînțeles, din Călăraș s-au mobilizat pentru a dona sânge. Acțiunea vine în sprijinul semenilor cu probleme medicale și se derulează, vă spuneam, la nivel național, în perioada 7-11 septembrie, în colaborare cu Institutul Național de Hematologie Transfuzională. Donarea de sânge trebuie să continue și credem noi că prin gestul nostru oferim o șansă la viață. Pentru toți cei care sunt interesați, avem un mesaj clar. Acesta sună în felul următor. Vrei să ajuți? Arată că îți pasă, mergi și donează. Fiecare dintre noi poate fi în locul celor care așteaptă picătura de sânge. Vă spuneam că o facem cu plăcere, o facem chiar pentru ziua noastră, pentru 13 septembrie. Este adevărat, anul ăsta este puțin atipic, mai puțin dificil, mai puțin fericit din punct de vedere al acțiunilor pe care putem să le derulăm cu ocazia Zilei Pompierilor din România, drept pentru care mergem pe această campanie de informare și, bineînțeles, aceasta cu donarea de sânge este chiar de bun augur și ne bucurăm că sângele de pompier poate ajuta. Fiecare picătură de sânge contează. Având în vedere contextul epidemiologic actual, imposibilitatea efectuării de colecte mobile și scăderea numărului de donatori, Centrul Județean de Transfuzii Sanguină Călăraș anunță donatorii județului că programul de donare de sânge se va prelungi în fiecare ultimă sâmbătă din lună, după programul normal, între orele 8-14. Astfel, locuitorii județului sunt așteptați să vină să doneze sânge în ultimul weekend din septembrie pentru a putea face față tuturor solicitărilor spitalelor din județ. Donatorii beneficiază de 7 etichete de masă în valoare de aproximativ 70 de lei, decontarea transportului în comun, o zi liberă de la locul de muncă în ziua donării și analize gratuite.